În câteva din stațiile în care oamenii așteaptă troleul au fost montate automate pentru bilete. De foarte multe ori acestea nu funcționează, iar oamenii sunt nevoi să apeleze la magazinele din apropiere. Însă, în weekend acestea sunt închise și singura posibilitate pe care o mai au călătorii este să ceară bilete de la șoferul care conduce troleul. Acesta însă are bilete valabile pentru două călătorii, care costă 4 lei, iar oamenii se văd nevoi să le cumpere chiar dacă vor merge doar o dată cu troleul. Reprezentanții Transloc spun că repară frecvent automatele, însă cetățenii le defectează intenționat. Sunt situații când, în anumite intervale orare, dar sunt din ce în ce mai rare, când o parte, unul sau două din automate, nu înțeleg de ce, sunt rău exploatate. O serie de cetățeni, în loc să le folosească așa cum trebuie, introduc în ele, în cititorul de bancnote și respectiv în cititorul de fise, diferite obiecte care nu pot să permită funcționarea corectă acestui automat. Oamenii spun că sunt des întâlnite situațiile în care nu pot să ia bilete de la automatele respective. S-a întâmplat vreodată să fie defect aparatul și să nu aveți de unde să vă luați bilet? Da. Și ce ați făcut? Am luat de la chioș. Nu mi s-a întâmplat, că eu am abonament de pensionar, în schimb am mai auzit lumea. Chiar dacă au vrut să își ia bilet, dar nu au avut de unde, acest aspect nu mai contează în momentul în care apare controlorul. Călătorii nu scapă neamendați.